Deci, ieri am aflat că am rămas corigent la Geogra. Eu nu s-a acceptat în grupuri de oameni și mulți ani am stat singură. Faptul că unii copii au note mici, imediat ajung la insulte că ești prost, nu o să ajungi, nu o să ai un viitor, nu o să ajungi niciunde. Și cu fetele pun mai mult la suflet, atunci suferă mai mult. Ai mei, cel puțin când iau o notă mică, de exemplu, dacă iau o notă mică la o materie foarte importantă, îmi spun că pot mai mult, că de ce nu încerc să iau note bune ca alții, mereu sunt comparată cu alții, care sunt evident peste mine. Păi, eu mă înțeleg foarte bine cu tata, adică nu am probleme, doar dacă îl minți se supără. Școala nu prea afecta relația între noi, adică când am o notă mică sau așa, doar îmi ținea o predică, pentru că el știe că pot mânuie mult. Doar că în a 8-a a pus mai multă presiune pe mine pentru că vrea să intru la un liceu bun și să ajung ceva în viață și chestii. I-am rămas corigent și mi-era super frică să-i zic la mama, că după aceea mi-era că nu mă mai lasă să ies pe afară și chestii de genul. Și genul reacționat super ok, adică mă așteptam să fie mult la nașpa. Și am sunat-o și am întrebat-o ce face și eu zic că e bine și am explicat. Și i-a zis că e ok, că ea știe că oricum știu mai mult decât unul la geografie și așa. Și mama a fost ok. După aceea taică-mea, când i-am zis, o zis că el nu acceptă greșeli din astea, că cum să greșești așa? E în stat, a fost o greșeală, îți dai seama că n-am vrut să iau unul. După aceea, nu accept greșeli din astea, n-ai cum să greșești așa. Și nu știu că e dezamăgit de mine și am zis că bă, dacă eu vezi că am, nu știu, medii destul de mari și numai la geografie am o medie nașpa, de ce te superi? Și s-a supărat și da, na, e ok. Mi se pare că notele reflectă, dar nu foarte mult, adică depinde la ce materii. Dacă eu vreau să învăț, de exemplu, la matematică sau la română și chiar îmi place, atunci da, dar la alte materii, dacă nu mă interesează și nu vreau să fac ceva în viitor ce are legătură cu materia aceea, nu înțeleg de ce trebuie să învăț, adică da. Mulți copii strigi sau părinții ceartă când află că au luat o notă mică și gen, ar putea notele să fie date chiar pe ce știi, adică de multe ori primești notă pur și simplu că ai vorbit sau că ai fost nesimțit sau că ai deranjat ora, nu primești neapărat notă pe ce știi. Mulți profesori favorizează și asta nu e ok, adică eu am o profesoară care nu mă place deloc doar pentru că în prima oră nu am știut să fac ceva, știi, atunci are pică pe mine și îmi dă note mici și la un moment dat chiar m-a amenințat că mă lasă corigentă, ceea ce nu este ok pentru că nu așa încurajez un elev. Dar sunt unii profesori care sunt chiar ok și te învață multe lucruri și pe lângă ce materiile pe care te învață și lucruri pe care trebuie să le știi în viață și mai multe. Da, există materii care m-ar putea ajuta în viitor și unele materii îmi plac deoarece profesorii știu să o predea. Dacă învăț la ceva ce îmi place, logic iau o notă sau o medie mare, dar dacă mă pui să învăț la ceva ce nu-mi pasă și nu-mi trebuie și nu-mi place... Putem avea materii, alte materii în locul celorlalte în care efectiv să vorbim despre viață, despre cum ajungi viitor, despre cum poți să te descurci cu banii și chestii astea. Noi avem foarte multe bisericuțe în clasă și lumea judecă foarte multe, adică dacă n-ai haine de firmă, dacă n-ai ascult nu știu ce fel de muzică, dacă nu te comporți nu știu cum, dacă nu cumperi tuturor chestii, gen, nu știu. Da, mulți le-au și de note, mai ales că ăsta era un motiv în plus să mă bârfească. Pentru că, de exemplu, luam note mici sau din cauza emoțiilor sau așa, ziceau că sunt proastă, că nu pot, că nu o să am un viitor ok, că probabil o să ajung vreo, nu știu, ceva slab în viață. Judecată nu am fost, dar s-au spus niște lucruri foarte urâte despre mine, care pe mine personal m-au afectat, dar la un moment dat nu mi-a mai pasat. Pe mine personal mă judecau mai mult fiindcă eram un pic mai plinuță și atunci toată lumea găsea în chestia asta un mare defect și ziceau că nu pot să fiu prietenă cu persoana aia deoarece arată într-un fel, toată lumea o să râdă de mine dacă umblu cu persoana aia. A fost de multe ori judecată și încă sunt, mereu, am fost mereu și încă sunt, din... Că
cauza aspectului și din cauza hainelor pe care le port și cum mă îmbrac. Na, smelul de aspect, că eram urâtă sau așa, dar... Și da, la început mă afectau, dar după aceea n-am mai băgat în seama. O văzut că ascult Lil Peep și muzică depresivă, o zic, a, nu, tu ești depresiv. Și până și profesorii își băteau joc de mine, că gen, nu, am făcut ceva, un profesor, o referință, și toată clasa s-a întors și se uita la mine și diriga. Sunt la de persoană care efectiv nu-ți pasă de părerile altora, atunci poți să te integrezi super ușor. Dar dacă ești într-un fel super timid și îți pasă de chestiile astea, gen cum am fost eu, o, nu știu, o să ai un complex foarte mare și mai ales o să fii extrem de trist și o să începi efectiv să nu mai vorbești cu absolut nimeni, fiindcă ți se pare că nimeni nu te înțelege deloc. Și chestia asta te afectează enorm de mult într-un integrare într-un grup. Mi se pare că oamenii judecă prea repede și chestia asta deja a devenit o obișnuință și nu mi se pare că... Părerea mea e că ar trebui să avem ore în care efectiv să vorbim despre chestiile astea și să fim deschiși și, nu știu, să avem și o dirigintă, diriginte care să ne înțeleagă prin ce trecem și gen în cazul meu e faptul că și ea uneori ne dă bullying. Și chestia asta nu e deloc ok pentru un copil. Mi se pare că profesorii zic chestia asta, noi o respectăm pe voi, voi de ce nu ne respectați, dar nu mi se pare că ca elevi suntem respectați, adică, nu știu, ar trebui să ne înțeleagă uneori, adică dacă un profesor, ăsta e un citat foarte tâmpit, dar dacă un profesor nu poate să predea toate materiile, noi de ce să putem să ne facem temele la toate materiile, adică sunt multe materii și multe de învățat și așa, gen. Suntem copii, pui mei, nu putem face toate chestiile deodată.